păcate, după serie bună care ne aflam, am intrat într-o pasă așa mai proastă, am pierdut un meci care l-am avut la discreție cu media și iar la meciul cu Rapid, meciul s-a decis în primele 10 minute, pe niște greșelile noastre, le-am analizat, jucătorii sunt conștienți de greșelile pe care le-au făcut, sper să nu le mai repete pe viitor, ne așteaptă un meci de luptă, vedeți cum este vremea, plouă foarte mult, terenul va fi cu siguranță greu, trebuie să ne luptăm, să arătăm atitudine și să obținem cele 3 puncte. Sepsi, știam lucrul ăsta de la începutul campionatului, că au un lot bun, au investit foarte mult, acum sunt într-un trend așa pozitiv, au rezultate bune, am urmărit meciul aseară contra celor de la Faru, au jucători buni, jucători tehnici, jucători cu experiență. Ne așteaptă un meci greu, dar așa cum am spus mereu, meciuri ușoare nu o să avem niciodată. Campionatul este foarte strâns și oricine poate să bată oricine. Trebuie să gândim pozitiv. Am vorbit cu băieții lucrul ăsta. Am demonstrat-o de atâtea ori că după meciuri sau înfrângeri am revenit mai puternici și am câștigat și am reluat din nou seria bună de rezultate. Sper să se întâmple acest lucru împreună, determinat, să vadă determinare și cred eu că vom reuși. M-a spus și mi să trebuie să câștigăm, să ne apropiem acolo de locurile fruntașe și sper ca de ziua mea să ne facem un cadou frumos la toată lumea și să obținem victorie. Victoria ar fi cel mai frumos cadou pentru tine? Da, victoria și ambele victorii, și miercuri și duminică ar fi cel mai frumos cadou pentru mine și sperăm să terminăm în primele 6, pentru că asta ne dorim și merităm. Doresc să-mi ajute echipa cât pot eu de mult și sperăm să facem un joc bun și să obținem toate cele 3 puncte. Este o presiune, la meciul cu Gaz trebuia să obținem toate cele 3 puncte, am avut penalti, nu mi s-a acordat, am controlat meciul de la un capăt la altul, cum ați văzut și dumneavoastră, și acum vine meciul cu Sepsi, un meci greu, o echipă bună, dar sperăm să ieșim învingători. Și-a ispășit suspendarea. Sper să ne ajute, pentru că am suferit la schimbarea juniorului, pentru că n-am avut alte variante. Celelalte două variante ale noastre erau variante defensive și Moisie și Telcean, un jucător care mi-a fost greu să-l schimb pe aici, în care în unele momente a dat semne de oboseală, dar neavând soluții, l-am lăsat să joace tot meciul. Orice victorie îți dă moral, dar la fotbal nu poți să ai numai victorii. Psihicul jucătorilor trebuie să fie tare, să fie tari. Ăsta e fotbal. Nu poți să câștigi tot timpul. Nu poți să câștigi, nu s-a inventat echipa asta. Suntem și noi o echipă al doilea an în Liga 1, o echipă care merge să facă rezultate bune. Își propune un obiectiv îndrăzneț anul ăsta. Ne batem cu echipe bune ale campionatului și sperăm că la final să ne clasăm acolo. Am văzut și eu, n-am avut nicio discuție, gândul meu e 100% la Pitești. Fac treaba cât mai bine, aceste două meciuri să obținem, de ce nu, toate cele 6 puncte.